Bine v-am regăsit, dragii noștri! Iată că astăzi avem în atenție dansul. Și despre ce am putea vorbi atunci când spunem dans? Ei bine, despre balet. Alături de mine se află profesorul Liliana Tăbuș. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră în emisiune și pentru că ne împărtășiți puțin din secretele acestui frumos dans. Bună ziua! Mă bucur de această invitație, ocazie de a dărui și celorlalți din experiența mea, în primul rând a micuților dansatori viitori mari balerini din Târgu Jiu și dumneavoastră cât de cât să știți despre dans, secretele dansului, reușita în această artă sublimă. Spuneți-mi, vă rog, câți copii aveți în momentul de față la balet? Colaborez cu Școala Populară de Artă, acolo sunt vreo 20 și ceva, 5-26 de elevi. Colaborez și cu muzeul, avem un parteneriat. Aici sunt mai puțin micuți, până la 7 ani, 10 elevi micuți. Aș vrea să vă întreb cât de greu este acest dans, pentru că am văzut că presupune un efort din partea fetițelor. În primul rând, dansul este un act de voință și dacă te-ai decis să alegi această artă sublimă, înseamnă că ai face totul pentru a reuși și reușești să treci peste orice greutate. Accepți totul, munca în primul rând, efortul care este foarte, foarte greu. Spuneți-mi, de la ce vârstă pot practica fetițele acest dans? Dansul este fără vârstă, se începe de când au început copiii să meargă în piciorușe, deja ei dansează. Este un dans specific vârstei lor. Deci nu există nicio limită, niciun început, să zicem că se începe. Ideal, în școlile de coreografie se începe din clasa a patra, în a cincea își pun și poantele în piciorușe și în rest, ideal, ideal pentru a dezvolta mobilitatea și celelalte aptitudini pentru această artă sublimă, cât mai devreme, sigur, clasa 1, grupa 0, să fie inițiați cât de cât și cu alfabetul dansului și să le dezvoltăm aptitudinile, mobilitate. Pentru că astăzi ne-ați pregătit și foarte multe momente artistice, haideți să vedem unul dintre ele și revenim. Vă invităm să admirați, să savurați figurinele de ciocolată pe care noi le-am prezentat cu ocazia sărbătorii de Crăciun. În regatul dulciurilor au avut un moment figurine de ciocolată. Vă rog frumos, dans spaniol. Zâmbet și bucurie. Muzică? Iată un moment deosebit. Știu că dumneavoastră ați colaborat și la Cluj cu o școală de balet. Aș vrea să-mi spuneți mai multe despre acel moment în care ați decis să plecați acolo și cum a fost această experiență. Am fost la Cluj, invitată de Simona Noja, care este directoarea școlii de balet din Viena. Ne-am întâlnit în Cluj acum 2 ani de zile și m-a întrebat ce fac. Și am spus că am venit în Târgu Jiu după 30 de ani de scenă la Teatru de Balet Oleg Danovski ca solistă și m-a întrebat dacă vreau să colaborez cu ea. La ora actuală, Simona Noja este directoarea școlii de balet din Viena, a deschis studior de balet în Cluj și a fost balerină solistă, prim balerină internațională, este ambasadorul cultural al orașului Cluj-Napoca și bineînțeles că n-am stat pe gânduri și i-am spus da de la început. A început colaborarea cu Clujul, a fost o experiență bogată, un schimb de experiență din partea amândorora și între timp veneam și în Târgu Jiu pentru că existau aici copii plini de aspirație pentru această sublimă artă și veneam o dată pe săptămână
să nu renunțăm definitiv. Iată că făceați naveta între Târgu Jiu și Cluj și totuși pentru a transmite mai departe dragostea pentru balet. Da, avem niște copii deosebiți de talentați, înzestrați și fizic, cu mobilitate, talent, o dăruire, model. Știu că ați avut chiar eleve care acum se află la studii în București la balet. Una dintre ele este Andrada Istratie. A obținut și foarte multe premii în acest domeniu. Spuneți-mi dacă dumneavoastră reușiți să le remarcați așa pe fetițele care au un talent născut, că presupun că este vorba și despre acest lucru. Sigur că da. Cu Andrada am lucrat din clasa a treia, la școala populară am început, mai am încă o elevă, Andrada la ora actuală este în clasa a opta, știu. Și mai este încă o elevă din Târgu Jiu, Viviana, în clasa a șasea, și le-am recomandat, bineînțeles, văzându-le aspirația, dragostea, talentul, să continue școala și studiile la București. Și au decis împreună cu părinții spre această artă. Vreau să vă spun că există în Târgu Jiu niște copii cu niște calități cum n-am întâlnit nici la Cluj. Simona, fiind directoarea școlii de balet din Viena, venea acum câțiva ani să selecteze copii pentru școala de balet din Viena. Le oferea bursă integrală celor cu aptitudini și calități desăvârșite. Vreau să vă spun că există în acest oraș câțiva copii cu aptitudini și calități, fiind clasa întâia, grupa 0, i-am remarcat, le-am spus părinților, dacă vor să continue și, bineînțeles, dacă își doresc copiii, trebuie să-i pregătească în acești ani chiar să învețe și limba germană, că acolo școala de balet se face în limba germană. Și vor putea primi bursă integrală. Altfel, se plătește o taxă de cam 500 de euro, inclus cămin, cazare, balet tot. Deseori am auzit spunându-se despre balet că este un dans de sacrificiu. Spuneți-mi cât de adevărată este această sintagmă, dacă, bineînțeles, găsiți un sâmbure de adevăr în ea. Dansul, dacă îl faci din plăcere și din dăruire, este un sacrificiu. În ce sens? Sacrificiu sacru. Dansul e de origine divină. În direcția asta, da, sunt de acord că dansul la origine a fost inspirat de divinitate, dansatorul înainte era și preot și doctor și în sensul acesta totul pentru el e sacru divin. Sacrificiu, să faci sacrificii, nu există pentru că tu ți urmărești scopul tău și să reușești și nu mai există niciun sacrificiu. Ai face totul, ai renunța la tot pentru această artă sublimă pentru că e o dragoste necondiționată, absolută, când într-adevăr te regăsești în această artă. Care este cea mai mare recompensă a unei persoane care practică acest dans? Cea mai mare recompensă? Pe lângă public, bineînțeles, atunci când te afli pe scenă, presupun că e un moment sublim. E un moment sublim, dar în același timp trebuie să punctăm că arta este o cale spirituală și scopul nostru nu sunt nici aplauzele, nici recunoașterea din afară, ci este o mulțumire interioară, o bucurie nesfârșită pe care vreau să o dăruiești ca stare tuturor și mulțumire pentru tot, pentru că tu ca artist ești un instrument, un releu al unei stări. Când reușești starea asta de conștiență, cine ești, asta e cea mai mare realizare. Eu am avut un rol, Marilyn Monroe, conștientă de sine. Într-adevăr, am trăit o stare de grație. După spectacol, aceasta a fost recompensa mea, că mi s-a dăruit o stare sublimă model. Povestea dumneavoastră cu baletul, cum a început? A început fiind la Târgu Jiu, clasa a patra, eram și eu la Casa Pionierilor pe vremea aceea, frecventam cursul de literatură balet, a venit o comisie din Cluj, m-au selectat. Părinții, tata nu era de acord, mama, dar până la urmă am mers la concurs la Cluj, am luat cu notă maximă și am fost atrasă, nu știam eu prea multe despre balet, a fost o chemare și mi-am dorit foarte mult să fiu cea mai bună și am reușit. Și în general trebuie să-ți dorești să faci totul perfect de săvârșit și să fii mulțumit de tine. Am continuat după aceea, am terminat clasa 12-a, a venit maestrul Oleg Danovski, care era coregraf în Constanța și ne-a selectat pentru teatrul de balet. Se numea pe vremea aceea Balet Clasic și Contemporan Oleg Danovski.
Și am acceptat să dau concursul acolo, l-am luat cu succes, bineînțeles, cu emoții din partea noastră, celor care am participat la acest concurs. Și cu această ocazie vreau să vă spun că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea maestrului meu, Oleg Danovski. Haideți să mai admirăm încă un moment de balet, după care revenim. Invităm în scenă Leda Lebăda lui Constantin Drăguș, o dansamena pe muzică Mozart, pintor cu sarmuzica. Călcâi jos în capul sus, mi-e boros. Iată că am revenit. În continuare discutăm și despre Ziua Internațională a Dansului, pentru că este sâmbătă. Spuneți-mi cum le-ați pregătit pe micuțe pentru această minunată zi. Pe aceste micuțe le-am pregătit din toate punctele de vedere, pentru că dansul este o hrană pentru suflet, este o implicare mentală, este o regăsire a bucuriei, a fericirii. Și vreau să vă spun că i-am pregătit spunându-le că această zi minunată de 29 aprilie este dedicată celui care a scris cea mai frumoasă carte despre balet, scrisor despre dans și balet, Jean-Georges Nouvel. Sâmbătă, pe 29 aprilie, se împlinesc chiar 290 de ani de la nașterea celui care a scris cea mai frumoasă carte. Și noi pregătim un moment și dărim aceste dansuri inspirate. Consider eu că sunt inspirate. Sunt foarte multe fetițe care visează să devină balerine și desigur sunt foarte mulți părinți care vor să sprijine această dorință și să le îndeplinească fetițelor. Cei care vor să devină cursanții dumneavoastră, cum pot face acest lucru? Pur și simplu, mergând la școala populară, înscriindu-se la cursurile de balet și întâlnindu-mă cu ei. Deci nu este niciun examen, să zic eu, în care am eu anumite dorințe. Cea mai mare dorință e să-și dorească ei. Aceasta este testarea mea pentru această dorință. Ei își doresc, totul e posibil. Când se fac înscrierile? În fiecare an, în luna septembrie? Sau nu contează luna? Septembrie, ideal. În octombrie se încep cursurile de balet. Deci, iată că toate fetițele, că presupun că băieții nu ați avut până acum, sau ați avut? Am avut când am colaborat acum câțiva ani cu școala populară, când era domnul Viorel Gârbaciu director, am avut un elev.
deosebit cu niște calități gen Rudolf Nureyev, dar el a optat spre altă activitate. Presupun că, fiind și un mediu mai mult al fetițelor, a vrut cumva să se îndepărteze și să ia altă cale artistică. A fost dorința lui, chemarea. Nu intervenim aici. A fost inițiat și s-a dăruit atât timp cât a fost foarte frumos și total. Bun, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația și pentru că ne-ați împărtășit așa câte puțin. Din păcate, timpul ne permite să stăm foarte puțin de vorbă și avem foarte multe reprezentații artistice care urmează să fie difuzate. Acum ce vreau să vă invit pe toți cei care aveți dansul în suflet, mai puțin sau mai mult trezit, să dansați pur și simplu, sâmbătă și în fiecare zi, pentru că dansul, într-adevăr, în primul rând eliberează stresurile, tensiunile, trezește noi ce e mai sublim și ne face să ne simțim bine, ne hrănește. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că accesați site-ul cultura.ro. Vă invităm și din această duminică de la ora 22 pentru a viziona această emisiune. În continuare, urmărim câteva momente artistice de balet. Vreau să dansez! Și intrăm un pas, pas, poate curet, arabesc spre statuie, piruetă, saute. Bună ziua, prietenele mele! Ce dor mi-a fost de voi! Vreți să vă jucați cu mine? Și acum sărim pe cer, pasemii, pasemii. Zâmbet și bucurie, poate curet? Umăr, tapurină, fericire maximă,
Un pupic vă dorim și vouă.